Mă bucur să vă pot saluta din nou pe calea internetului pe toți acei care faceți parte din biserica noastră și pe toți acei care ne urmăriți online. Cu siguranță este o situație deosebită care deja ceva timp am încercat să o experimentăm. O experimentăm în continuare și nu știm cât va mai dura domnul să se îndure de noi și să putem, ca totuși, să avem o legătură unii cu alții și calea internetului o poate face. De aceea aș vrea să vă invit și în această dimineață, în această transmisie directă pe care o facem, o realizăm, să deschidem această transmisie cu cântarea 389. Să fie oare adevărat. Îți mulțumim, Tată din Cerul, pentru că Tu încă ne porți în carul Tău de biruință. Îți mulțumim pentru că încă o săptămână ai fost cu noi. Îți mulțumim pentru că viețile noastre au fost scumpe înaintea Ta și acum, în acest sabat, putem să venim să ne închinăm Ție. Te rugăm să binecuvintezi Tu întreaga biserică, să fii alături de fiecare membru al bisericii noastre și să ajuți tu ca toate aceste probleme care sunt la ora actuală în lume să nu ne atingă din punct de vedere fizic, ci doar din punct de vedere spiritual să ne dea de gândit că poate că viața noastră n-a fost în concordanță cu voia ta și de aceea te rugăm să ajuți tu ca în continuare să putem să aducem viețile noastre la picioarele tale și tu să le transformi. Te rugăm acum și în această oră, în această prezentare, să binecuvintezi servul de care vrei să te folosești și ajută ca solia care vrei să ne-o transmiți să o primim ca și venită din partea ta. Îți mulțumim și te rugăm să fii cu noi de acum și până în veci de veci. Amin. Aș vrea ca uh, doar un scurt anunț. Uh, mai multe persoane au întrebat uh, săptămâna aceasta uh, cum se procedează cu darurile sau cu zecimile. Uh, de aceea, uh, toți cei care ne privesc și vor ca să își pună darurile lor sau zecimile lor, uh, este un link care este afișat pe ecran. Și poate să intre pe acel link și unde va găsi contul uh, bisericii noastre doar menționat uh, ce sumă pentru ce este, pentru zecimi și pentru daruri. Și aceasta va intra în contul bisericii noastre. Încolo, uh, cred că fiecare simțim acea lipsă de părtășie de a fi împreună unul cu altul. Uh, cu siguranță că uh, Dumnezeu a îngăduit toate acestea, probabil că uh, de multe ori s-a simțit o răceală între noi. Dar acum, când vedem că nu ne mai putem întâlni așa cum ne-am întâlnit până acum, cu siguranță că inimile noastre, gândurile noastre, cred că s-au uh, schimbat și uh, Abia așteptăm, cred că să vină acea zi de sabat în care să putem să fim toții cu toții împreună. Cred că trebuie să ne rugăm în aceste zile mult ca Dumnezeu să schimbe această situație, să o micșoreze, să o împuțineze, cum am zice, și cât de rapid uh, să dorim ca acele sabate care. Uh, au fost să fie din nou petrecute împreună. De aceea, așa cum am zis, vă rog să ne rugăm pentru aceasta, pentru că Dumnezeu poate să facă minuni. Dacă a îngăduit ca această problemă, acest virus să vină în lumea aceasta, cu siguranță că el a avut un scop. Și scopul, cred că, care este, care îl văd eu, este acela de a ne pregăti pentru ce va avea să vină. De a ne apropia mai mult de el, apropia mai mult de el unii ca alții, în biserică, în familiile noastre, cu siguranță, poate că de multe ori n-am avut timpul necesar, am fost tot pe fugă, în grabă, dar această situație. Pe mulți dintre noi ne-a făcut să ne apropiem mai mult unii de alții, așa cum am zis, atât în biserică, cât și în familie și în societate. Că dacă luăm legătura, mai apucăm să luăm legătura cu unii oameni, parcă sunt mult mai deschiși la a primi ceva, un cuvânt, decât până acum. Dacă până acum erau situații în care nu puteai să stai de vorbă cu oamenii, acum, Uh, situația s-a schimbat, în care oamenii sunt puțin mai deschiși, sunt pe gânduri, puși pe gânduri, și această situație cred din tot sufletul, cred cu putere că a fost creată de Dumnezeu pentru ca lumea aceasta să poată să fie întoarsă, cum am zice, din drumul ei, pentru că prea, prea a mers mai departe, s-a uitat de Dumnezeu, lumea nu mai. Uh, avea timp să se oprească la ceea ce a făcut Dumnezeu și a îngăduit Dumnezeu această situație. Dar noi suntem încrezători că așa cum ne-a făgăduit El de multe ori, El va fi cu noi, egal prin ce o să trecem. Celor care se încred în El, El le asigură protecția sa și noi suntem siguri că el va fi cu noi. Așa că vă doresc în continuare un sabat binecuvântat să avem, gândurile noastre, privirile noastre să fie spre Dumnezeu și cu dorința ca să ne întâlnim cât mai curând. Domnul să fie cu noi. Amin! Bună dimineața, dragi copii și părinți! Vă salut din nou după ce a trecut o săptămână întreagă de când nu ne-am văzut. Și aș dori să vă spun acum o povestire care, la fel ca și povestirea din sabatul trecut, s-a întâmplat cu mulți, mulți ani în urmă. Deci în urmă cu foarte mulți ani, poate că o fi trecut și 30, ba, mai multe 30 de ani, fusese o zi de aprilie, în tocmai ca și acum. Dar nu era sâmbătă, ci era o zi de marți, miercuri, poate chiar și joi, nu, nu mai rețin exact. Era tocmai rândul meu de a fi de serviciu la bucătărie și am terminat de spălat vasele, am șters praful, am dat pe jos, făcusem curat peste tot în fiecare colț unde am putut și m-am gândit să intru un pic și în cămară, să văd ce reușesc să fac. Și cum îmi plăcea să sortez totul în categorii, am așezat borcanele goale pe un raft, cele pline pe un alt raft, probabil că am mai cotrobeit un pic și în speranța că dau de ceva bunătățuri ascunse, am căutat prin colțurile ascunse, dar nu cu prea mare succes. Pe atunci magazinele încă nu erau pline cu dulciuri cum sunt acum, cel puțin nu la noi în țară. Uh, erau niște biscuiți uscați, marmeladă, halva, niște bombonele, cam asta era tot ce se găsea în magazinul nostru micuț din oraș, și din astea ajungeau prea puține câteodată pe masa noastră. Deci în ziua aceea nu prea am avut eu succes, n-am găsit niciun, nicio bunătate ascunsă și chiar dacă aș fi găsit, nu ar fi fost ascuns doar pentru mine, ci pentru întreaga familie. Însă am dat, nu o să ghiciți de ce am dat, am dat de o conservă de pește am întors-o în stânga, am întors-o în dreapta, m-am uitat eu bine, am analizat fiecare cuvânt ce scrie pe această conservă și am descoperit că fusese o conservă expirată. Termenul de valabilitate expirase cu mult timp înainte. Astfel mi-a dat prin cap să o întreb pe mama. Mamă, ce facem cu conserva asta? O pot arunca la gunoi? Nu-i așa că nu ne mai trebuie. Mama am încuvințat că, desigur, acea conservă nu ne mai trebuie și nu se poate servi, așa că o pot arunca în tomberon. Dar atunci mi-a venit o idee. Că n-aș fi fost eu dacă nu mi-ar fi venit mereu câte o idee. Și eram ferm convinsă că ideea aceea este o idee foarte măreață. Care a fost gândul meu? Aveam niște câini în stradă câinii vecinilor și mă gândeam, câinii consumă în general oase. Și dacă stomacul lor este atât de rezistent că ei pot să mănânce oase, cu cât mai mult o conservă de pește. Probabil că acești câini se vor bucura când le voi servi o conservă de pește și îmi vor mulțumi. Așa că am luat conserva cu mine, și pe undelete am făcut o plimbare până la colțul străzii. Pe atunci încă nu cunoșteam noi termenul de câini vagabonzi sau câini de stradă, pentru că în orășelul nostru mic nici nu prea se aflau acești câini. De fapt, pe vremea aceea, toată lumea avea câinele în ogradă. Dar vecinii noștri, cum am stat noi la marginea orașului, mai lăsau câinii pe stradă să se plimbe un pic. Câinii nu știau că este o restricție, că se poate și sau nu se poate ieși, și-au dat întâlnirea acolo. Eu, cum am ajuns până la colțul străzii, unde stăteau vreo 2-3 câini la soare, m-am gândit că ar trebui să-i salut într-un fel sau altul. Dar, totuși, cum? Am stat nedumerită o clipă sau două niște câini s-au uitat la mine așa, fără niciun interes, dar alterea s-a ridicat în picioare. Și atunci eu m-am gândit, aha, acum este timpul de a demonstra sinceritatea inimii mele și dragostea pe care eu port. Așa că am scos conserva, până atunci am ținut-o la spate, am scos conserva, și am încercat așa frumos să o așez pe jos. Numai că, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva neprevăzut. Acest câine mic nu era chiar așa blajin ca acesta și era un pic mai măricel. Acest câine mic, dintr-o dată, a devenit o dihanie teribilă și simțind mirosul peștelui, s-o fi gândit că ar trebui să intre în posesia mâncării Înainte ca eu să le întind masa. Și a sărit la mine, la mâna mea, iar eu m-am speriat rău de tot. Am țipat, văzând, văzând că acest câine a devenit sălbatic, am țipat la el și am încercat să mă feresc. Dar câinele nu și-a venit în fire și nu mi-a mulțumit pentru că i-am țipat și nu i-a mai trebuit nici conserva pe care între timp am scăpat-o pe jos, ce a sărit direct la mâna mea și cu, colțurile cu, cu colțurile înfipte mi-a ținut mâna timp de două, 3 secunde. Așa de rău m-am speriat Că nu mai știam ce să fac, am încercat cumva să scot un papuc și să dau în el, dar câinele nu s-a speriat de la papucul meu. Norocul meu a fost că vecinii au zis răgălăgia și au ieșit pe stradă și au alungat câinele. Ce să mai zic? Am mers până la policlinică, am primit o injecție antitetanos și apoi cu mâna bandajată și inima zdrențuită am ajuns din nou acasă. Și am mai primit, pe lângă injecția primită, încă o pastilă de la mama mea, care foarte respicat mi-a adus la cunoștință că omul trebuie să fie cu capul rece, să aibă gânduri corecte, potrivite și să nu se avanseze în niște Lucruri pe care nu le poate cunoaște de la început. Mi-a spus clar că nu se dă o conservă expirată nimănui, se aruncă la gunoi și trebuie să judecăm lucrurile la rece. Nici această povestire nu pot să o uit niciodată. A fost o experiență, slavă Domnului, unică, pe care nu s-a mai repetat niciodată. Dar ceea ce aș dori eu să vă spun astăzi, amintindu-mi de conserva de pește stricată și de câinele acesta fieros, este că Domnul Hristos ne învață niște lucruri prin povestiri simple de viață. El ne învață că nu trebuie să ne ocupăm cu lucruri care nu sunt folositoare, pe care ar trebui să le aruncăm sunt păcate și greșeli de care trebuie să scăpăm și doar Domnul Iisus ne poate ajuta ca să scăpăm de aceste păcate. Dacă avem greșeli, obiceiuri nepotrivite, nu trebuie să le povestim altora. Lucrurile stricate din viața noastră, să nu le dăm ca hrană altor oameni. Să nu ne mândrim cu faptul că poate am copiat la școală sau cum am reușit să mințim, să păcălim pe altcineva. Toate aceste lucruri sunt conserve stricate care la un moment dat se răsfrâng asupra noastră. Dacă dorim să fim sănătoși, dacă dorim să rămânem intacți, dacă dorim să dezvoltăm un caracter frumos, atunci Domnul Isus Hristos ne spune că El ne va da o inimă curată și El ne va șterge toate păcatele dacă venim la El. Eu vă îndemn în această dimineață să nu dați de mâncare animalelor sălbatice, firii sălbatice din noi. Nu alimentați câinii vagabonzi ca nu cumva să se întoarcă împotriva noastră și a noastră. Nu uitați, dragi copii și dragi părinți, cu păcatul nu e de joacă. Vă spun pacea Domnului și bine ați venit la acest serviciu divin, chiar dacă este virtual. Este așa de greu încă să ne obișnuim cu această, cu această imagine. Biserica este goală. Însă totuși sper că acolo pe undeva unde stați și sunteți acasă, vă uitați acest serviciu divin. Știu de la mai mulți care și-au exprimat dorința, cum a spus și fratele Memete, să vină cât mai repede sabatul acela când putem să fim aici împreună cu toții și să lăudăm pe Dumnezeu. Însă știu și de aceia care au spus, pe undeva ne-am obișnuit deja să stăm acasă. Este așa de comod. Stați, stau în fața ecranului, văd acolo pe niște frați de peste hotare sau de aici, țin predici minunate, mă hrănesc, nu trebuie să mă duc cu mașina, kilometri întregi, este așa de ușor. Dar ne obișnuim și cu lucruri bune și cu cele rele. Însă gădiți-vă la un aspect. Domnul Iisus va venit și ne va lua la cer la El. Și vom fi o veșnicie întreagă împreună cu Dumnezeu, cu toate că nu putem să imaginăm și să înțelegem ce înseamnă veșnicia. Însă această veșnicie care nu are limite și capete și granițe, să petreci numai într-o cameră, într-o casă frumoasă, făcută din aur, să ai o grădină minunată și să ai contact cu Dumnezeu, cu Domnul Isus și cu ceilalți mântuiți numai printr-un ecran. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Poți să-ți imaginezi veșnicia să-ți petreci într-o casă frumoasă, fără să ai părtășie cu îngerii, cu Domnul Isus și cu ceilalți răscumpărați ai lui Dumnezeu? Eu nu. De aceea mă bucur și sper că și voi vă bucurați de acel moment când putem să fim aici împreună. Aș vrea să citesc câteva texte de bază pentru această <coughs> predică din această dimineață. Primele texte găsim la Evanghelia după Marcu, capitolul 3 și acolo versetele 3, 28 până la 30. Marcu, în capitolul 3, versetele 28 până la 30, spun astfel. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va hulie împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta, pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Al doilea text, al doilea pasaj, aș vrea să citesc din Epistola Apostolului Ioan, prima epistola sa, și acolo din capitolul 5, versetul 16. Epistola, prima epistola Apostolului Ioan din capitolul 5, versetul 16, spune în felul următor: Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, care nu duce la moarte să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Nu am vorbit împreună cu Iudit ce fel de poveste să țină astăzi nici ea n-a știut tema mea, însă pe undeva așa se pare că am avut gânduri asemănătoare, și anume păcatul. Păcatul este un intrus în acest univers și în lumea noastră care nu a fost și care nu a luat prin surprindere pe Dumnezeu. Este o temă cu care s-a ocupat și care se va ocupa și este o temă cu care și noi ne ocupăm că trăim pe acest pământ. Satana este acel care se începând din ceruri, până la ultimele momente ale istoriei noastre și istoriei sale, să facă pe oameni să comite păcate. Totuși, m-am exprimat greșit. Că am zis astfel: El se ca noi să comitem păcate. El nu poate să ne constrângă să comitem păcate. El poate să ne ispitească. În Apocalipsa, este un text care mă gândesc că este foarte bine cunoscut pentru voi cu toții care cunoașteți cartea Apocalipsei, în capitolul 12 și acolo, versetul 13. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 13, care spune în felul următor: Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și toți aceia care se ocupă cu interpretarea Apocalipsei știe că e vorba de balaurul, care nu este altceva decât satan. Satana care când s-a aruncat din nu știm de unde, din universul acesta și avea dreptul să vină pe pământul nostru ca să încerce să ispitească și să corupe pe primii Părinți, părinții noștri, Adam și Eva, începând acele timpuri, el are o singură țintă în capul lui și în sufletul lui, dacă putem să spunem sufletul lui, și anume să-i spitească pe oamenii lui Dumnezeu, pe care nu are în buzunarul lui, care se mai gândesc cum să se apropie mai mult de Dumnezeu, care își fac gânduri cum să-și pună viața lor în ordine, și astfel, ispitându-l pe ei să le captiveze și să aibă și pe ei, folosesc acest termen în buzunarul lui. În Apocalipsa, în textul acesta spunea, Balaurul urmărea pe femeia. Și tot dacă vreau să folosesc sau să mă folosesc de acest limbaj profetic, Prefemeia, femeia, femeia simbolizează biserica, biserica tuturor timpurilor a lui Dumnezeu, începând de primele secole până la terminarea istoriei noastre. Poate că aș putea să spun și astfel, biserica este ca o insulă, o insulă care este ferit de lucruri rele până ce nu vine un tsunami și dorește să distrug această insulă prin apele și valurile cele mari. Noi suntem feriți de Dumnezeu până ce noi dorim să fim feriți. Însă când ne punem în calea satanei și ne punem în fața ispitelor sale, atunci suntem în pericol. Tocmai din ace această cauză, fiindcă există minciună în viața noastră, există atâta probleme de caracter și deficiențe de caracter ale noastre. Biblia, când vorbește despre Biserica lui Dumnezeu, și mai ales mă gândesc acum la parabolele Domnului Isus Hristos, folosește două grupări. Domnul Isus, în parabolele sale, vorbește despre greu și neghina. Vorbește despre năvodul care prinde diferite pești, care sunt și curate și necurate. Vorbește despre haină de nuntă care trebuia să fie avut fiecare care erau de față la ospățul, la nunta firului de împărat. Domnul Isus vorbește despre zece fecioare. Sau, într-un alt exemplu, vorbește despre judecata finală și acolo spune cei care stau pe la dreapta sau pe la stânga sunt ca oile și ca niște capre. Deci e vorba întotdeauna de două grupări care există între copilul lui Dumnezeu. Noi avem tendința să zicem lumea și biserica. Lumea care este rea, nepocăită, va fi judecată, noi, biserica. Să nu mai spun ce mai credem despre noi înșine. Însă Domnul Iisus se referă în această grupare a Lui, în parabolele sale și în cuvântările sale, nu vorbește despre lumea și biserica, ci vorbește despre două grupări în sânul bisericii. Și aceasta înseamnă că păcatul este prezent și în mijlocul bisericii. Trebuie să spunem că fiecare dintre noi suntem păcătoși. Fiecare suntem supuși influențelor și tendinței noastre negative din cauza stării noastre păcătoase. Nu este nicio deosebire, nicio diferență din această cauză între noi. Cu toții avem nevoie de Harul lui Dumnezeu și cu toții avem nevoie și de răscumpărare prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și totuși există o diferență între aceste două categorii de oameni. Cu toții suntem păcătoși, cu toții avem nevoie de har, cu toții putem să fim răscumpărați numai prin sângele lui Isus, și există totuși o diferență mare între aceste două grupări, și anume raportul nostru față de păcat. Până ce unilor le e scârbă de păcat, alții se simt bine în starea lor. Până ce unii plâng dacă au comis un păcat alții nici nu mai remarcă, nici nu mai văd, nici nu mai concep dacă au săvârșit un păcat, fiindcă s-au obișnuit cu păcatele, cu păcatele lor. Unor ale e părere, unul ale este părere de rău dacă au comis păcate, alții zic, a fost o nimică de toate. Diferență între credincioși, care sunt credincioși, și credincioși care cred și susțin că ar fi credincioși. Aș vrea să vorbesc despre trei puncte în cadrul acestor minute și anume, primul punct este Dumnezeu iartă orice păcat. A doilea punct este dacă ție îți pare rău pentru păcatele tale, această părere de rău este provocată numai prin Duhul Sfânt. Și a treilea punct este păcatul împotriva Duhului Sfânt, care este și titlul predicii mele de astăzi. Am citit un text în care am de fapt, nu eu, ci, de fapt, Domnul Isus a făcut o afirmație. Și anume, în Marcu, capitolul 3, în versetul 28, Domnul Isus spune astfel: Adevărat vă spun că toate păcatele, toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Ce frumos că avem textul acesta. Toate păcatele ni se vor ierta. Aș vrea să mai citesc la 1 Ioan, în capitolul 1, și acolo versetul 9. Prima epistolă a Apostolului Ioan, în capitolul 1, și acolo versetul 9, spune astfel: Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept. Ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Păcatele care se iartă trebuie să fie recunoscute. Rămân tot la 1 Ioan, și acolo în capitolul 2, versetul 2. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Pe o parte, Marcu zice, adică Domnul Iisus la Marcu, toate păcatele sunt iertate. Ioan zice, păcatele sunt iertate dacă sunt mărturisite. Mai departe zice, păcatele sunt iertate prin cine? prin jertfa noastră de ispășire, care, Domnul Iisus Hristos, murise pentru fiecare. Domnul Iisus a murit pentru fiecare om care trăise înaintea sa și înainte și după el până în zilele noastre și Domnul Iisus a murit pentru fiecare păcat care a fost săvârșit care, sau care urma să fie săvârșit. Cum este atunci totuși că Anumite păcate să ar putea să nu fie iertate. Dacă Biblia, pe o parte, susține, și Domnul Isus susține, și Apostolii susțin că păcatele pot, după anumite condiții, să fie iertate, și totuși sunt anumite păcate care nu sunt și nu poate să fie iertate. Care sunt treptele iertării? Așa să încep cu prima treaptă, care este o condiție ca să ți fie iertat păcatul sau să fie iertate păcatele tale, și anume recunoașterea păcatului. Ce înseamnă recunoașterea păcatului? Eu recunosc că, din cauza păcatului, sunt condamnat la moarte. Poate nu ne neapărat acum la moarte fizică, cu toate că suntem fie din în urma stării noastre biologice, condamnat și sordit morții biologice, însă din cauza păcatului sunt condamnat la moarte veșnică. Și recunosc acesta. Însă mai recunosc și altceva pe baza scripturii, și anume că singura scăpare, singura cale de ieșire din acest impas ca să nu mor odată veșnic, este Domnul Isus Hristos. Recunoașterea păcatului, a păcatelor mele, a păcătoșeniei mele și recunoașterea că numai prin Isus Hristos pot să fiu mântuit. De multe amintim și aducem și în vorbe pe David, păcatului David. Într-adevăr, dacă ne gândim că el a comis și adulter, și a lăsat să fie omorât și soțul femei cu care comise adulter, am putea să avem niște scuze foarte bune să spunem, păi dacă el avea voie și putea, atunci noi, care nu comitem asemenea păcate, ci mai mici ca el. Însă mă gândesc, nu citesc textul, dar este amintit în a doua Samuel 12 cu 13, după ce vine Natan, profetul la David și spune: Tu ești omul acela, David zice: Am păcătuit împotriva Domnului. Și nu este o recunoaștere a păcatului ceea ce fac din când în când copiii. Poate ați făcut și voi, am mai făcut și eu. Când eram copil și am făcut câte ceva ce nu era în ordine, și mama. A vrut să mă pedepsească, și atunci plângeam: Nu, nu mă pedepsi, nu mă pedepsi, cu toate că bătaia n-am primit niciodată în viața mea, dar au fost și alte metode de a fi pedepsit, nedorite de copii, și plângeam: Nu mă pedepsi, că nu o să mai fac niciodată în viața mea. Mi s-a iertat, m-am bucurat de iertare, și a doua zi am făcut același lucru. Poate și voi. Atunci când David zice, am păcătuit împotriva Domnului și a cerut astfel iertare, el nu s-a gândit ca un copil că ai lasă că profit de iertare și mâine poi mâine, fac din nou. Și tocmai din această cauză, fiindcă din toată inima lui el și-a cerut iertare, profetul Nathan zicea, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Deci prima treaptă a iertării este recunoașterea păcatului. A doua treaptă este părerea de rău sau cum mai numim noi și zicem pocăința. Atunci când, nu citim acum textul, dar citesc numai din Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 37 și 38, când Petru ține predica lui în fața mulțimii și mulțimea este așa atinsă în inima lui și în inima lor de cuvintele lui Petru și zic și pun întrebarea ce să facem lor, Petru îi răspunde și zice pocăiți-vă, potezați-vă, credeți în Domnul Iisus Hristos, adică pocăiți-vă. Ce înseamnă această pocăință? Ellen White are o, un fel de definiție pentru pocăință care mai spunem și noi din când în când, aș vrea să spun și acum. Pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite, o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și să iei o decizie că întotdeauna, în continuă te vei feri ca să le mai faci părere de rău și să te ferești să nu le mai comiți. Iuda, când a văzut în urma trădării sale ce s-a întâmplat cu Domnul Isus, s-a dus acolo în fața preoților, fariseilor, sinedrilor și a zis și a aruncat acolo banii și zicea am păcătuit. A avut o părere de rău pentru ceea ce făcuse. Însă el s-a gândit la cea pedeapsă care în urma, urme, urma urmei ar trebui să primească din partea lui Dumnezeu, fiindcă a trădat o ființă nevinovată. Ce s-a întâmplat? În urma părerii de rău s-a dus și s-a spânzurat. Faraonul în Egipt, când vin plăgi asupra lui și asupra poporului și țării, zice lui Moise, am păcătuit, am greșit, spune și rugați-vă lui Dumnezeu ca să treacă plaga. Ei s-au rugat, Moise și Aron, plaga a trecut și faraonul rămâne în inima lui și mai departe neschimbat. O adâncă părere de rău în inima noastră. Al treilea pas pentru a primi iertare este mărturisirea păcatelor. Și în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, am citit textul acesta, dacă ne mărturisim păcatele, El ne va ierta și ne va curăți. Dacă mărturisim. Dacă vă gândiți la acele momente din viața Domnului Isus, Hristos când El iertase păcatele unor oameni pentru care de multe ori a fost și criticat de clasa conducătoare a societății, cum poate el, cine este el care iartă păcatele oamenilor, cum a fost și femeia aceea prinsă în adulter, Domnul Iisus zice, du-te și să nu mai păcătuiești. Mărturisește-ți păcatul, dar să nu mai comiți păcate. Și astfel urmează a patra treaptă sau al patrulea pas în această treaptă a iertării, care a fost prima recunoașterea, a doua părere de rău, a treilea mărturisirea. Mulțumesc că m-ați ajutat și aici. Și a patra a fost părăsirea. Du-te și să nu mai păcătuiești. Acesta este primul subiect din tema mea de astăzi. Al doilea subiect, însă, care aș vrea să abordeze încă puțin, această părere de rău care vine în inima noastră în urma săvârșirii păcatului, poate să fie provocat și provocată numai prin Duhul Sfânt cum ajungi aici? Cum este de fapt firea noastră? Și acum ah, nu pot să văd fețele voastre, nu pot să văd reacția voastră la această întrebare, însă totuși vreau să vă pun întrebarea, cum credeți voi că sunteți? În urma firii noastre păcătoase, acum fac o exprimare o, a mea proprie, e posibil că nu-mi dați dreptate. Eu consider că în urma firii noastre păcătoase cu toții suntem egoiști. Dacă suntem egoiști, asta înseamnă că suntem și răzvrătiți. Dacă suntem răzvrătiți, înseamnă că suntem și orgolioși. Dacă suntem orgolioși, mai suntem și mândri. Dacă suntem și avem această mândrie, atunci înseamnă că suntem foarte sensibili și dacă cineva spune la adresa noastră ceva, imediat ne supărăm. Cum permiți, cum poți. Și a putea, aș putea să înșir lista și mai departe. Tocmai din această cauză, fiindcă așa este firea noastră, nu ne place ca mândria noastră să prăbușească în țărână. Nu ne place să fim uh, criticați, nu ne place să ni se spune adevărul în față, fiindcă atunci suntem răniți. Poate că în sinea noastră mai dăm și dreptate respectivului, însă totuși suntem răniți, răniți în mândria noastră, în orgoliul nostru. Așa să citesc textul din Ioan, capitolul 16 și acolo versetul 8. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16 și acolo versetul 8, spune în felul următor. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și când e vorba de El, Domnul Iisus se referă la Duhul Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt dorește, ea zice, va dovedi, dorește să ne convingă. Dorește să ne convingă că suntem păcătoși. Dorește să ne convingă că această mândrie, orgoliu, sensibilitatea noastră nu este bine. Că în urma acestora suferim mult. Aș vrea să citesc încă un alt text, astăzi am mai multe texte ca de obicei, și anume din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, în versetul 31. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 31, care spune astfel, pe acest Isus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Prin Duhul Sfânt o să vină sentimentul acesta de a avea părere de rău asupra păcatelor. Și prin Domnul Iisus Hristos va fi pocăința și iertarea păcatelor. Pocăința și iertarea prin Duhul Sfânt și prin Domnul Isus Hristos. Duhul Sfânt trece de la inimă la inimă și e dorește să facă o lucrare nobilă, o lucrare dumnezeiască. Dacă are reușită, înseamnă că noi răspundem afirmativ la prezența Lui în inimile noastre. Tocmai de aceea aș vrea să, să spun dacă s-a mai întâmplat sau se întâmplă în viața ta, că te simți vinovat pentru ceva. Dacă se întâmplă în viața ta că zici nu trebuia să fi făcut așa cum am făcut. Dacă ai remușcări de conștiință, poate că ai ajuns până acolo că nu poți dormi din cauza acestor gânduri că ai făcut un lucru ce nu era permis din partea lui Dumnezeu să faci. Poate ai înșelat statul, poate ai înșelat pe semenul tău, poate că ai înșelat și biserica. Și dacă vin asemenea gânduri care nu te lasă și te frămânță în Inima ta, atunci bucură-te, fiindcă înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mai poate să lucreze la Inima ta. Și dacă zici, Doamne, vreau să refac totul, cum zicea Zacheu, dau înapoi, nu o sau 10 ori sau 20 de ori mai mult, ci și mai mult decât am primit sau decât, să zicem așa, am furat. Și dacă îți gândul acesta, în urma rolului, influențe Duhului Sfânt, vreau să-mi refac tot ceea ce am greșit, nu asculta de familia ta sau de vecinii tăi sau de alții din societate care spun și afirmă, ei lasă că alții au păcătuit și au făcut lucruri și mai grele și mai grave ca tine, nu vezi că și cei din biserică nu sunt mai buni, ci din contră, nu te gândi și nu asculta de asemenea vociferări, ci asculta numai la acest susur blând care vine prin influența Duhului Sfânt. Păcatele poate să fie iertate dacă treci aceste trepte ale iertării. Păcatele poate să fie iertate prin sângele Domnului Isus Hristos. Însă am citit că există un păcat care nu se va ierta niciodată. Un păcat care duce la moarte. Și cel care comite un asemenea păcat, zice Apostolul, să nici nu te rogi pentru ei! Ce gând! Noi întotdeauna ne rugăm și pentru alții. Ne rugăm și pentru aceia care sunt departe de Dumnezeu. Ne rugăm pentru membrii familiei noastre care încă nu sunt pocăiți, nu sunt convertiți. Și Apostolul Ioan zice, dacă cineva comite un păcat care duce la moarte, să nici nu te rogi pentru ei. Care este păcatul care duce la moarte? Mulți ne profităm de a afirmație a Apostolului Petru care face el în a doua epistolă sa, capitolul 3, versetul 9. A doilea Petru, capitolul 3 și acolo versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Un gând extraordinar de frumos. Dumnezeu dorește, fiindcă are o îndelungă răbdare, dorește ca nimeni să nu se piadă, ci să vină la pocăință. Și gândul acesta este atât de mult promovat și vestit de biserici, și gândul acesta pe undeva ne încurajează ca să păcătuim și mai departe, fiindcă în gândul nostru este întotdeauna această îndelungă, îndelungă răbdare al Dumnezeu. Am păcătuit bine, adică nu e bine, dar Dumnezeu ne iartă. A doua zi mai păcătuim din nou. Dumnezeu ne iartă. Că trecem aceste trepte, recunoaștem că suntem păcătoși, mărturisim păcatele noastre, ne pare rău pentru păcate și... Unde este a părăsi păcatul? Recunoaștem, ne pare rău, mărturisim. Dar părăsirea păcatului nu este cumva în așa fel că și Domnul se nu dea ca să ne obișnuim acum cu acest a sta acasă și numai live să fim prezenți în biserică ci să ne îndemne ca atunci când va fi ocazia să venim, să fim aici. Însă poți să te obișnuiești cu orice, cum am spus și la început, și cu lucruri bune și cu lucruri rele. Poți să te obișnuiești cu păcatul. Și mai ales dacă comiți același păcat, ajunge în urma urmei acolo că nici nu-ți dai seamă că ai comis păcatul respectiv și dacă a devenit o obișnuință, nu mai recunoști, nu-ți pare rău, nici nu mărturisești și să nu mai vorbim de părăsirea păcatului. Cât de sensibili suntem noi încă la acest susur blând a glasului Sfântului Duh care dorește să ne convingă de păcatele noastre. Am spus la început că în biserică, între noi, nu vorbim de ceilalți, nu vorbim de lume. Între noi există această grupare, fiindcă, așa spunea Domnul Isus. unor îi place să fie împăcat, păcat, în mocirlă, altora, alții nu. Unii s-au obișnuit, alții nu. Aici este marea diferență. Cum ne comportăm, cum ne raportăm față de păcat. Așa se închei cu un apel. Un apel față de fiecare care acum se uită sau poate mai târziu se va uita la această înregistrare. Sunt ferm convins că timpul acesta în care ne găsim, a spus și el fratele meu, de la început, este spre binele nostru. Nu numai spre binele omenirii, ci spre binele nostru ca și biserică este spre binele nostru să ne dăm seama de toate lipsurile noastre. Când ne lipsește părtășia, ne lipsește, ne lipsește acea atmosferă în biserică, ne lipsește discuțiile, ne lipsesc discuțiile, școale de sabat în grupe, împreună, ducem lipsă de ceva care este important în viața noastră religioasă. Însă, M-aș bucura așa de mult dacă ne-am trezit asupra realității că avem o lipsă și mai mare, și anume lipsa Duhului Sfânt. Fiindcă atunci când nu-ți mai pasă că tu jignești pe altcineva, dacă nu-ți mai pasă de anumite păcate despre care știi, ca și noțiune că este păcat, dar nu te interesează, Fiindcă așa face toată lumea, faci și tu. Dacă nu-ți mai pasă dacă vorbești rău pe cineva în spatele lui, știind că el, ea, odată va auzi și o să aibă dureri în sufletul lui din această cauză. Dacă nu-ți mai pasă că ai provocat niște certuri în familie, în biserică pentru care unii s-au îndepărtat din biserică, dacă nu-ți mai pasă că nu ți-ai făcut acea datorie sfântă față de Dumnezeu să-ți aduci darurile tale la atarul lui Dumnezeu, dacă nu-ți mai pasă, înseamnă că acest susur blând nu mai are contact cu sufletul tău. Înseamnă că nu mai simți prezența Duhului Sfânt. Și nu sunt eu Dumnezeu ca să spun și să dau un verdict, dar mă întreb, oare nu e posibil că Dumnezeu m-a părăsit? Te-a părăsit pe tine? Dacă crezi că totul este bine așa cum este și altfel nu se poate? Sau. Zici numai niște lozinci din partea ta, spunând, da, trebuie să ne schimbăm, așa ar trebui să fie, dar tu nu simți că tu trebuie să te schimbi. Nu e posibil că ai comis un păcat care nu ți se va mai ierta. Și pentru asemenea persoane, zice Apostolul, să nici nu mai ne mai rugăm. Eu doresc ca. Acest timp care stă la dispoziția noastră. Un timp de har special pentru Biserica lui Dumnezeu. Să fie un timp în care să ne regăsim relația noastră cu Dumnezeu și astfel relațiile noastre interumane. Să ne gândim la trecutul nostru, să ne gândim la prezentul nostru să ne gândim la starea sufletească în care mă găsesc astăzi, acum, acolo unde sunteți, acasă sau nu știu unde. Gândiți-vă și faceți o analiză a vieții voastre, nu a mea, că e ușor să ziceți că am greșit la nu știu unde și ce, nu a altor persoane. Faceți o analiză a vieții voastre și să cereți ca Dumnezeu Sfânt să vă ajute să vă deschidă inima, sufletul, ochii, ca astfel să avem această părere de rău pentru tot ceea ce nu a fost sau poate nu este în regulă în viețile noastre. Și dacă se întâmplă acesta, ferice de voi, ferice de mine, ferice de noi, că noi suntem aceia față de care Domnul Iisus poate să spună, Servul meu bun, intră. Intră în bucuria Tatălui tău. Și atunci nu ne paște pericolul că veșnicia trebuie să petrece în oia singură cămăruță fără să avem contact cu cineva, fiindcă o veșnicie întreagă ne vom bucura de acea relație cu Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt și cu ceilalți răscumpărați, relație de care ar trebui să ne bucurăm astăzi și aici cât mai suntem în viață. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem solia lui. Amen. Mulțumesc fratelui Ciobo pentru meditația din această dimineață. Cu siguranță cred că a fost un subiect interesant pentru că este și un subiect de actualitate pentru că mereu am auzit și cred că ați auzit și voi acea eu știu cum se îi zic acea ipoteză care au descoperit-o unii că Dumnezeu iartă toate păcatele și că este așa de bun că nu poate să ne ierte. Dar vedem că există și păcat care nu se iartă și să fim conștienți că cu siguranță Dumnezeu iartă, este bun, dar există și acea stare care Dumnezeu nu poate tolera și să o ierte. Să facă bunul Dumnezeu și cred că n-am ajuns nici unul în punctul acela ca Dumnezeu să nu ne poată ierta. Și cum am putea să ne verificăm dacă am ajuns în această stare sau nu? Foarte simplu, nu? Situația de criză. Atunci când ești în criză, te revizui și vezi ce ai realizat sau ce n-ai realizat. Și vezi unde stai. Pe, sfint, pe paginile Sfintelor Scripturi avem un exemplu extraordinar și cred că cu toții îl cunoaștem. Exemplul lui Daniel. Daniel a fost într-o criză și el, nu? Atunci când s-a dat decretul, era cu siguranță într-o criză. Dar un lucru extraordinar am citit și cred că fiecare dintre noi am observat acest lucru. Ce spune? Daniel făcea exact ce a făcut până atunci. Viața lui nu s-a schimbat cu nimic. Nu s-a rugat nici de cinci ori, nici de șase ori pe zi, nu s-a rugat niciodată. Sau spune Biblia, raportează că Daniel s-a rugat exact cum a procedat și până atunci, de trei ori pe zi. Ce îmi spune viața mea? Mă rog, acum în situație de criză mai intens? Să ajute bunul Dumnezeu să ne rugăm, chiar dacă ne rugăm mai intens, ne dăm seama de situația în care suntem. Și el să facă ca, într-adevăr, să fim atrași de el și de dragostea lui. Aș vrea să încheiem această dimineață. Și să cântăm spre lauda lui Dumnezeu, cântarea 268, cetate tarei Dumnezeu. Aș vrea să mă unesc în fața lui Dumnezeu și aș să ne rugăm. Tatăl nostru bun care ești în ceruri, îți mulțumim pentru această ocazie, ceea ce ne-a dat, că putem să fim cel puțin câteva persoane aici în această biserică. Îți mulțumesc și cred că sunt și alții care, prin această cale a internetului, s-au uitat sau se vor uita și la acest servici divin. Îți mm. mulțumim, Doamne, pentru acest timp care ne-a dat. Este un dar din partea Ta. Îți mulțumim că avem timp acum să fim împreună acasă cu familiile noastre. Îți mm. mulțumim că avem timp să ne gândim la noi înșine, la viața noastră, la relațiile noastre. Mm. Și îți mulțumim, Doamne, că avem ocazia să ne rugăm mai mult decât ceea ce am făcut înainte. Și cum s-a spus înainte, dacă practicăm și acum ceea ce am practicat înainte, atunci, indiferent ce fel de crize trecem în viețile noastre, o să fie totul spre binele nostru. Mm. Te rugăm, Doamne, să fii cu fiecare copil al tău, să fii cu aceia care sunt bolnavi acasă, mm. să fii cu aceia care sunt pe la spitale undeva, mm. să fii cu aceia, Doamne, care. Poate că din punct de vedere medical nu mai au o șansă de a trăi, de a supraviețui. Totuși te rugăm, Doamne, să dai pace în inima lor. Amen. Să fii cu familiile lor care rămân în viață și care plâng după aceia care au murit. Amen. Te rugăm, Doamne, să fii și cu politicienii acestor țări, ca să-și bine ce fel de măsuri se vor lua în viitor. Și te rugăm, Doamne, să fii cu aceia care în momentul de față și-au pierdut locul de muncă. Amin. Și poate că lor e frică de viitor, însă eu sunt sigur că Tu ai grijă de copiii Tăi. Amin. Te rugăm să fii și cu cei mici, cu copiii, cu cei care sunt elevi, tineri, care tot prin calea internetului poate să continuă școlile lor. Te rugăm să le dai și lor o ocazie când, dacă trebuie să dea examene, să reușească cu examenele lor Amin. și să-și poate să termină bine și anul acesta școlar. Amin. Să fii cu biserica noastră aici, în această țară și peste Amin. tot și te rugăm ca să ne folosești pe fiecare în parte, Amin. în interesul altor oameni care, poate că acum s-au deschis în fața cuvântului tău. Amin. Te laudăm și îți mulțumim pentru fiecare clipa acestui sabat sfânt care ne mai dai și te rugăm să rămâi și mai departe prin Duhul Tău ce sfânt în viețile noastre, în inimile noastre și în căminurile noastre. Amen. Amin. Amin.